Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi îl avem ca invitat special pe Abdul Noruz, consultant fiscal. Salut, Noruz. Salut, Gabi. Am greșit cumva denumirea funcției? Unii mai spun critic fiscal. Uite, aș dori să-ți faci tu o prezentare, să le spui oamenilor ce vrei tu să afle despre tine. Da, mă ocup cu consultanță fiscală, adică ajut oamenii să câștige un pic mai mult din banii pe care i-au de dat către stat. Și bani peste bani ajung să faci ceva bun și pentru tine. Doar banii către stat sau să-i ajuți practic toți banii să Am avansat un pic și spre acest domeniu al consultanței persoanelor fizice, dar este ceva recent, relativ nou în România și suntem încă în faza de testare, ca să spun așa. Spune-mi, Noruz, cum îți începi tu ziua? Ai un obicei anume care îți face mai ușoară intrarea în zi? Nu. Nu pot să zic că am un obicei anume, beau cafeaua sau ceaiul sau apa și ca oricum fiecare zi este destul de diferită la noi, nu știu cu ce începe, cu ce provocări îți aduce, așa că nu pot să zic că am un obicei anume, dar fac ceea ce face toată lumea, când mă trezesc beau ceva. În meseria ta, care e primul lucru pe care îl faci? În primul rând, aștept să mă sune cineva, ca să am ceva de lucru. Iar situațiile, evident că sunt noi, sunt la prima vedere de multe ori, trebuie să le analizez, să găsesc cea mai bună soluție, care de multe ori nu este prima care îmi vine în minte, ci trebuie să mai săpăm un pic. Și lucrurile astea sunt provocatoare. De la zi la zi îți pun mintea în funcțiune. Cum te relaxezi după o zi istovitoare, să zicem? Îmi place foarte mult să stau la un pahar de vorbă, cum se spune. Asta chiar ador să zic, să o fac, să mă relaxez în felul acesta, să am și ce să discut, însă de cele mai multe ori se întâmplă să fie cu familia, pentru că avem 3 copii și trebuie să ne ocupăm de fiecare dintre ei. Este, pot să zic, la fel de relaxant, dar într-o altă formă. Mai grea. O relaxare care vine mai greu. Cumva ai putea să oferi și consultanță pe partea aceasta de familie. Da, cu siguranță. Cine are nevoie poate să mă contacteze să le explic cum se împart 2 părinți la 3 copii. Colecționezi ceva sau colecționai ceva când erai mic? Când eram mic, colecționam timbre, bănesc ca orice alt copil în acea vreme, surprizele turbo și cam asta era pe vremea aceea, că nu aveam așa de multe lucruri pe care le puteam colecționa. Din păcate sau din fericire, aveam timp să ne și plictisim. Oare copiii din ziua de astăzi mai știu cum arată timbrele? Bănuiesc că nu, dar avem emoticonul la WhatsApp, Facebook și sunt cam la fel. Care a fost primul tău telefon? 17 ani, un Siemens 95, sper să nu greșesc modelul, era o chestie mică, albastră, cu butonașe, n-avea nicio funcție decât de a fi sunat și de a suna, era foarte simplu. Sunt convins, din prisma meseriei pe care o ai, că petreci mult timp pe telefonul mobil, pe smartphone. Da. Că nu e doar telefon mobil, acum este smartphone care are atâtea funcții și funcția de telefon este doar una dintre cele multe. Așa e. Cam cât timp petreci cu telefonul în brațe, cum se spune? Telefonul folosesc în medie, în timpul săptămânii, 4-5 ore, în timpul weekendului încerc cât se poate deloc. Cum preferi să-ți faci cumpărăturile? Online sau în modul tradițional? În ultimii ani, aproape 100% a devenit online. Nu prea văd sensul să mai pierd timpul, să mă duc la magazin. Pot să verific produsul pe care îl doresc direct pe site-uri, pe canale media. Pot să, chiar și mai mult de atâta, să comand și să fac retur fără nicio problemă și atunci
Mi se pare mult mai lejer să fac cumpărăturile online decât tradițional. Tradițional am rămas cu piața aia frumoasă care am crescut și nu te poți lăsa de ea. Te duci acolo și negociezi pentru 2 lei la kilogram de cartofi. Trebuie să rămâne ceva și acolo. Aici nu poți negocia nimic. Aștepți ofertele. Când îți faci cumpărăturile, spre ce te îndrepți mai mult? Spre cantitate sau spre calitate? Da. Cred că întrebarea asta are un singur răspuns, spre calitate. De cât timp faci această consultanță fiscală? Fac consultanță fiscală de aproximativ 10 ani, 2010-2011. Înainte de asta sunt expert contabil încă din 2005, deci am experiență, am plecat din zona contabilității, am crescut, ca să spun așa, sau mi-a plăcut mai mult partea în care trebuie să fii creativ și să dai idei. Și am rămas pe partea asta. Chiar, să spun, și legislația ne-a ajutat în ultimii ani, că a devenit o necesitate pentru multe societăți și atunci a existat cerere și în momentul acela automat că te apleci spre domeniul dacă îți și place și ai ce să faci. Practic, firmele au început destul de târziu să aibă nevoie aceasta de consultanță, da, sau au conștientizat târziu? Dar nu a fost de conștientizare, părinți că nici acum nu știu cât se conștientizează nevoia de a avea un consultant fiscal, dar cadrul legislativ din ultimii 5 ani, care a adus în discuție această declarație unică pe care trebuie să o completăm cu toții, ne-a scos și pe noi un pic în față. A început să se vorbească despre consultanță fiscală, consultanți fiscali. Evident că firmele foarte mari au lucrul ăsta poate din anii 90-95, de când au apărut și la noi primele firme mari. Dar firmele mai mici nu au înțeles utilitatea acestui domeniu, iar la noi în domeniul de consultanță se confundă foarte mult cu contabilitatea. Contabilul ți este și consultant fiscal, automat, cu toate că sunt chiar domenii diferite, legate unul de altul, dar totuși doar se completează și nu se suplinesc. E foarte bună atenționarea aceasta. Și dacă contabilul nu-ți oferă cel mai bun răspuns, să nu se supere, pentru că nu este specializat în acest lucru, în acest domeniu. Ce îi sfătuiești pe cei care se află la început de drum în meseria pe care o ai? În primul rând ar trebui să existe pasiune și asta nu doar în meseria pe care o fac, ci în general în ceea ce facem e nevoie de pasiune. Pentru contabilitate nu știu ce pasiune anume ar trebui să ai. Mie mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare matematica. Plac cifrele, îmi place să jonglez cu ele, să le învârt, să le combin, să fac calcule. Îmi place foarte, foarte mult și mi s-a potrivit foarte bine acest domeniu al contabilității. Are și foarte multă teorie, legislație care trebuie învățată, legislație care se schimbă săptămânal, lunar, cel mai bun caz lunar. Și atunci ai nevoie și de răbdare. Deci ai nevoie de pasiune, ai nevoie de răbdare și ca în orice lucru ai nevoie să îți meargă un pic bine la început și să prinzi încredere în tine, să vezi că ai avut primul client mulțumit, prima recomandare. Și ușor, ușor lucrurile se leagă ulterior. Înveți să te ramifici un pic de asta. Este o profesie relativ nouă în România, dar care încă nu s-a divizat foarte bine. Exact cum era și la contabilitate, contabil face orice. După 15-20 de ani am să avem contabil consultant, consultantul face orice acum. Și fonduri europene îți face și optimizare fiscală, te învață și cum să îți plătești taxele mai eficient. Dar și aici tocmai lucrurile astea trebuie să se divizeze un pic în timp și să avem fiecare bucățica lui. Practic, cum au făcut avocații și s-au specializat pe anume lucru. Exact. Păi asta, uite, că poate apare în curând și un domeniu al fiscalității divorțurilor. Să vedem cât ia fiecare, cât plătește, cum împărțim copilul și 16% la stat. Trebuie să-i dăm și lui ceva. În momentul de față, dacă ți s-ar oferi 1 milion de euro, să-l investești în ceva, spre ce ai merge în situația în care ne află?
nu ține de situația în care ne aflăm și nu va ține niciodată. Domeniul acesta al economisirii și investirii, pentru că nu o să ai niciodată 1 milion de euro pur și simplu. Bine, poți câștiga la loto, într-adevăr, dar cazurile acestea sunt prea rare. Așa că pot să zic ce am învățat încă din facultate, care sunt regulile economiei în ceea ce privește economisirea și investiția. Și regulile sunt destul de simple, de ceea ce ai tu nevoie este să deprinzi această rutină. În primul rând de economisi. Și poate, uite, chiar abordăm un pic subiectul educației financiare. Noi trebuie să ne învățăm copiii încă de mici, dacă mai țin minte, noi aveam pușculița aceea, da, care ne-o dădeau părinții și puneam, da, 3 lei, 5 lei monedele pe care le aveam atunci. Adică învățasem să punem ceva deoparte și după un timp aveam milionul ăla de euro, pentru noi era 1 milion de euro. Adică ajungeai să-ți cumperi ceea ce îți doreai, o minge, o mașinuță cu telecomandă, cine știe ce nebuni erau pentru noi atunci. Deci trebuie să pornim de aici. Să învățăm să economisim și rutina asta să ne intre în sânge încă de când ești mic. Încă doar așa te deprinzi. Altfel, nu o să reușești niciodată să economisești dacă nu începi să deprinzi încă de mic această calitate, să-i spunem. Apoi, după ce ai strâns banii sau în timp ce economisești, poți să-ți alegi niște momente, niște praguri. Să le spunem 10.000 de euro, 100.000 de euro, 1 milion de euro, de unde poți încerca să înveți lucruri noi de a investi. Niciodată nu o să te arunci să bagi toți banii într-un singur loc. Da, deci tot timpul trebuie să ne gândim măcar în două locuri. Orice am face în viața asta, trebuie să ai cel puțin în două locuri puși bani. Niciodată în același loc, niciodată la aceeași bancă, niciodată la același fond de pensii. Tot timpul trebuie să ai undeva divizat. Să știi că cum aveau bunicii noștri, sub saltea și la bancă. Sau... sub saltea sau la ciorap. Sau la ciorap, exact. În grădină sub morcov și tot așa, da? Deci trebuie să ai încă un loc unde ții bani. Iar procesul acesta de a investi, eu îl văd exact pe pragurile pe care le-am spus mai devreme, de 10.000 de euro, 100.000 de euro, 1 milion de euro. Suma la care o să ajungem și o să vedem dacă e vreo diferență față de cei 3 lei care încep să economisești la început. Iar în acest prim prag poți încerca să ai acces la bursă, ceea ce e foarte simplu în ziua de astăzi, foarte simplu. Îți creezi cont acum pe platforme de tranzacționare și poți testa inclusiv cu bani virtuali procesul de a juca pe bursă. Ulterior, dacă reușești să faci, economisind și câștigând din ceea ce ai investit în prima fază, să ajungi la pragul 2 de 100.000 de euro, acolo deja, dacă bursa ai învățat-o și ți-a adus beneficii, lasă mare parte acolo și încearcă să achiziționezi și metale prețioase. Încă ele în timp de criză sunt cele care își cresc valoarea cel mai mult. Totdeauna când n-au existat lichidități, tocmai că ele s-au dus spre metale și atunci cerere ofertă, prețul crește fabulos de obicei. Dacă ne uităm la aur cel puțin pe grafic ultimilor 10 ani, eram bogați, dacă aveam mintea de acum. Iar, adevăr, e un prag foarte mare, poate între 100 de mii și 1 milion, dar ideea e că până acolo, cam în asta te joci, bursă, investiții în metale prețioase, și încep să cochetez cu imobiliarele, cu partea de capitaluri imobiliare, unde aici, în funcție de oportunități, de exemplu, cum e acum pandemia asta, apar oportunități în care oamenii își vând proprietățile la prețuri destul de mici. Și dacă ai acei bani economisiți și ei jucași pe bursă, te sperbi să ții prima garsonieră pe care o faci frumoasă și aștept să treacă un an de zile criza asta și să o vinzi mult mai bine. Reinvestești banii, o cumperi a doua, treci la două camere, penthouse, vilă și la un dat faci milionul ăla de euro, cu siguranță. Adică dacă îți respecti această rutină de a economisi și a investi, nu zic fără risc, pentru că nu există fără risc. Dar totuși, împărțind riscul în trei direcții și cele trei domenii pe care le-am menționat, fiind legate unul de celălalt, nu avem... cash, adică dispare lichiditatea din piață, scad prețurile la imobiliare. Tu dacă iei, poți să cumperi de aici și tot ai făcut un plus viitor. Sau îi bagi în metale prețioase care în momentul ăla oricum vor crește. Poate nu vei prinde cel mai bun preț, că asta e bine să le cumperi când merge bine, nu când merge rău, da?
totuși îți recuperezi ceva din ce poți pierde pe altă parte. Și atunci undeva oamenii mari asta fac, oamenii, să spunem, top 10 importanți. Da, top 10 Forbes, dacă se uită ce am pe portofoliul lor, pe lângă imobiliare, acțiuni și lingouri, da, mai au foarte multe startup-uri în care investesc, pentru că pentru ei la momentul ăsta să lase 50.000 de euro unui startup care are o idee genială, dar care nu știi cum va evolua, nu este mult și au avut succes cu multe dintre ele, din fericire, pentru că au și ei în spate niște consultanți care urmăresc lucrurile astea, adică nu le faci singur la un moment dat. Auzisem undeva că media startup-urilor care reușesc ar fi undeva la 2 din 10. Este foarte bine, sincer. Ideea este să încercăm cât mai mult, pentru că așa se cernă până la urmă businessurile bune de cele care poate au fost deja sau care nu mai sunt de actualitate. Pentru că mulți, din păcate, uite, repetăm greșeli ale trecutului. Eu aș zice mai degrabă că vorbeam mai devreme de educația asta financiară a noastră, a românilor. Din păcate nu avem și cred că dacă am fi învățați tot așa încă de mici, dar nu foarte mici, că aici totuși îți trebuie mai multe elemente ca să înțelegi un business, într-adevăr. Dar undeva în liceu, dacă te-ai apucat să faci niște simulări, exact cum ziceam mai devreme de stocurile cu bani virtuali, să creezi o societate, nu știu, un online de ăsta unde poți să-ți faci niște societăți în care să ai niște cheltuieli, niște venituri, să vezi cum interacționează între ele, că cine poate să facă un soft de genul ăsta, nu cred că e foarte complicat. Piața este destul de simplu până cum funcționează. Și cred că dacă am testat încă din liceu și am vedea că, cred eu că până ai terminat facultatea, două, trei simulări care ți-au generat niște eșecuri, poți învăța deja mult mai multe, pleci cu altă idee. Și doi la mână, eu sunt sigur că noi avem o altă problemă care vine tot din lipsa educației financiare. Ne încăpățânăm să rămânem pe ceea ce am fost formați. Foarte mulți dintre noi. Adică am terminat ceva sau am avut un business într-un domeniu și rămânem acolo. Nu ne rupem dacă nu mai merge. Și uite că poate să vină o criză, poate să vină o astfel de pandemie în care trebuie să te reprofilezi. Și nu ai educația să faci asta. Să accepți că ai pierdut pentru un moment o luptă, dar nu războiul. Și să cauți altceva tocmai. Că până la urmă, educația financiară asta înseamnă nu ce fac, nu știu, că vând cuie sau că vând cărămizi, nu contează asta, până la urmă, cum o fac este important, adică ce aduc eu nou în domeniul respectiv, cu ce vin nou, cu ce prin clientul altfel, că piața e clar că este plină deja cam cu toate domeniile, că toate domeniile este destul de aglomerată, tu trebuie în momentul ăsta să zic cu ceva nou, dar care seamănă cu ceea ce era vechi și să-i dai o altă îmbrăcămită, o altă cămașă. Da. Îi pui o cravată, uite, pui acum online, nu mai vinzi cuie la kilogram online, vin acasă la cutiuță. Ceva nou care să nu-l sperie pe clientul deja obișnuit. Exact, exact, exact. Și după cum se observă online, nu merge cam cel mai bine în ultima vreme pe toate domeniile. Adică sunt domeniile care am fi surprinși acum că se poate livra online. Eu nu ne-am fi gândit. Da, probabil. Cred că mai urmează mașina, să o comandăm online, să-ți vină cineva în fața casei, domnule, v-am lăsat-o la poate, e bine, e bine, da? Dacă e ceva, ne faceți restul. Da. Spuneai de lipsa educației. Lipsa educației în general e la noi o problemă, lipsa educației financiare cu atât mai mult, dar ușor, ușor prinde contur. Știu că sunt unele programe și le stârnesc curiozitatea copiilor chiar din clasele primare. Da, exact. Până la urmă derivă una din cealaltă, educația noastră socială, așa, la nivelul la care este, din ea derivă și educația financiară, educația sanitară, educația morală, cam toate derivă din ceea ce cei 7 ani de acasă. Da. Deci, practic, schimbarea trebuie să înceapă undeva de la noi, să zic, măcar generația asta, copiii noștri să o vadă și să o aplice. Spune-mi, Noruz, cum procedezi tu când întâlnești oameni neprofesioniști și ai de-a face cu ei? Da. În general,
mă ridic și plec de la masă sau de la întâlnirea respectivă și în felul ăsta mă protejez, numai că mi-am dat seama în timp, așa că nu prea reușesc să schimb ceva făcând lucrul ăsta la nesfârșit. Am încercat să mă mai deschid și eu, am învățat și eu în timp ce hibe am și ce trebuie să corectez și am încercat în ultima vreme să mai dau un sfat, să mai ajut indirect recomandând pe altcineva care poate are mai multă răbdare cu oameni neprofesioniști, ca să zic, pentru că fiecare om își găsește exact colaboratorul pe care și-l merită. Și sunt foarte atent la acest aspect. Și totuși, exact ca în viață, când întâlnești oameni nepotriviți, de obicei se simte încă de la prima întâlnire și undeva nu te mai vezi a doua oară sau eviți o a doua întâlnire cu acea persoană. Dar, discutând profesional acum, eu asta fac în ultima vreme, le spun din start, măcar du-te și mai puneți la punct ceea ce nu a fost bine. Dacă vrei să mai discutăm după, te aștept cu punctul ABC, făcute cum trebuie, nu la ce mă gândesc eu cum o să fie. Și dacă văd că nu mă mai sună sau dacă sună și nu sunt pregătiți, le spun vă mulțumesc că nu am timp pentru dumneavoastră. Ca să păstrez o reputație profesională până la urmă, că nu înseamnă că dacă eu îți dau ție în cap, poate a fost o zi proastă pentru cel care a venit și nu a știut să-și prezinte planul sau tocmai de aceea le și spun în ultima vreme, cum îți precizam, că le mai spun, uite, aici încearcă să ne aduci un buget de venituri și cheltuieli, de exemplu, sau gândește-te cum crezi că o să vinzi tu produsul ăsta sub alte forme, există alte ambalaje, te-ai gândit la alte metode de a-l distribui și măcar poate că îi dai de gândit, nu știu, poate că, exact ce ziceam, la a doua oară când faci business-ul vii cu alt aplomb. Uh-huh. Practic, gândim fără temele făcute. Da, e ca la școală, exact. Nu, la 2-3 la loc. Hai să ajungem puțin la superstiții. Ai superstiții? Nu mă dau de 3 ori peste cap când mă trezesc dimineața. Nici nu mă spăl cu mâna stângă pe dinți. Nici nu-mi pun ciorapii pe dos. Și încă un plus al acestei întrebări ar fi, crezi că ne fac bine superstițiile sau ne trag înapoi? Da, nu am o părere pro sau contra superstiției. Îmi plac, le citesc, multe le aud fără să vreau, pentru că mergi cu cineva pe stradă și zici, tu, pisică neagă, dar de unde a apărut? Dar m-am trecut pe sub o scară, 3 pagini apoi și le înveți așa în timp. Sau, mamă, ai grijă că astăzi e marți 13. Și tot așa. Adică până la urmă, fără să vrem, știm cel puțin 10-20 de superstiții fiecare dintre noi. Să le crezi sau să nu le crezi, până la urmă, depinde de poate de domeniul în care lucrezi. Poate de tine ca persoană, dacă ești un pic mai a plecat spre lucrurile care nu reprezintă neapărat coincidențe și tot așa. Pentru că uite, avem exemplu acesta cu jucătorii de fotbal care la intrarea pe teren rup gazonul. Rup gazonul la propriu, la că propriu. L-a figurat în ultimul timp, nu prea l-au mai rupt. Da, exact, da. Pe asta că rup mai mult de acolo, de schimbările, decât să alerge cât trebuie. Îl pun pe tot în tricoul de fotbalist și alergă cu el, nu știu pentru ce, n-am înțeles. Uite, apropo de această superstiție, am vorbit cu Irina Giurgiu, care este antrenorul secund al Naționalei Feminine de Fotbal și a spus că nu crede în această superstiție, că dacă ar fi fost adevărat, ar fi câștigat ambele echipe, că să jucătorii fac așa. Da, 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 corect. Un alt mod interesant de a privi aceste superstiții, cineva spunea că le ia doar pe cele bune și le privește doar partea bună a lor. Adică nu ia în calcul dacă mă întorc acasă o să meargă rău. Nu, dar dacă găsesc un bănuț pe jos, o să am noroc. Da, da, da. Adică nu le lua în calcul pe cele care, să zicem, care au venit cu mine. Mă gândesc dacă se și anulează superstițiile, că uite, pot să mă întorc acasă și să trec pe sub scară.
Păi și trecutul pe sub scară nu e tot... E ceva de rău. Și mă gândesc dacă nu se anulează, minus cu minus. Știi? Nu se dublează ghinionul? Da, nu știu, că după aia poate te duci cu pisica neagră. Care... și trebuie să dai trei pași înapoi și treci cel cu sub scară. Da. Nici eu nu-mi dau seama. Dar, de fapt, noi asta facem, nu? Când vedem pisica, ne întoarcem. Ca să anulăm superstiția. Da. Nu? Trei pași ceva. Înapoi. Trei pași înapoi. Spicom da. În spate. Da. Și asta cu scuipatul. Vezi pe cine? Asta să ai ghinion. Acum în pandemie, cu masca pe față, nu știu dacă mai indica să scuipăm. Nu, dar știi, te feri de o superstiție și te bate la de spatele tău. Și zici, bă, uite, o să te feri, dar am avut ghinion. Când iei decizii importante, te consulți cu cineva sau le iei de unul singur? Mă consult cu mine. Am spus așa cu un pic de off că e greu să iei decizii importante și ce am observat în momentul în care ești pus să iei o decizie importantă că trebuie să-ți asumi rezultatul. Și dacă stai cu cineva sau chiar foarte apropiat să iei o decizie importantă, dacă nu a ieșit, nu a fost o izbândă, tinzi să cauți care dintre eu sau tu care ți-a ieșit pășitor. Da, și ți-e foarte ușor să cazi în extrema asta în care n-am fost eu sau asta e, n-am mers acum, uite, dacă făcea și X altceva, eram alt, eram departe acum, nu mai e. Și atunci am preferat, adică m-am obișnuit așa în ultimii, pot să zic, chiar 20 de ani, de a-mi lua deciziile singur, asumat și merg, nu mă duc în extrema în care auleu, n-am mers. Întotdeauna văd la final unde am greșit și încerc să îmbunătățesc pe viitor. Încă exact cum spuneam mai devreme, cu investițiile, n-am început să iau decizii foarte importante dintr-o dată. Simplu lucru, nu știu, de a te muta de acasă, de a-ți alege locul unde să lucrezi, sunt decizii simple pe care le iei și de care dacă ești atent încă de la început, înveți să te deprinzi o dată cu asumarea deciziei și doi la mână cu corectarea acesteia în privința unei greșeli pe care o poți face. Ce carte ai simțit pentru prima oară că a schimbat ceva major în conștiința ta? Sunt multe cărți. Prima, să zicem, care... Da, prima în sensul care mi-a și rămas așa de neuitat, ca să spun, romanță de neuitat. Ca să fac așa o scurtă paranteză înainte de a citi această carte care mi-a schimbat într-un fel atitudinea față de viață, din bazmele pe care le citeam, pildele acelea mă forțau sau nu știu, mă entuziasmau să caut totuși ce se poate și mai bine, și mai bine, și mai bine în cărțile ulterioare pe care le-am citit ale copilării. Iar la un moment dat evident că tot ce înseamnă povești, bazme, cărți SF în momentul acela nu au o concluzie care să-ți dea lumea peste cap. Ele doar te învață bine, rău, drept, greșit, corect, etc. Și atunci am simțit nevoia la un moment dat, având o bibliotecă destul de bogată de cărți acasă, să pun mâna pe o carte care nu știam, recunosc nici despre ce e vorba, autorul auzisem despre, cum să spun, că îl cunoșteam. Cartea se numește Afinități elective și este scrisă de Goethe. De acolo am văzut pentru prima dată diferența între pildele acelea care au palpabile, care le simțeai pe pielea ta, ca să spun așa, și ce înseamnă psihologia umană, unde poți să ajungi. A fost pentru prima dată când am citit despre faptul că oamenii se simt. Oamenii au această afinitate de a se selecta fără să avem un motiv anume. Este o chestie de chimie. Chimie, energie, nu știu, ceva în zona asta oricum. Deci sunt lucruri care nu le vezi 100%. Lucruri care, nu știu, atunci a 15 ani, 95-96 era. Deci gândește că citeam acum vreo 2-3 luni de zile un studiu care deja ne concretizează faptul că și a te îndrăgosti
este o ecuație chimică simplă bazată pe feromoni, pe ceea ce emanăm, unul preajma celuilalt, felul în care zâmbim, empatie. Da, deci, scrie s-a putea că nu mă înșel, în 1700, citită de mine după un timp, acum ceva timp, și acum concretizată, adică o găsești și explicată rațional. Și asta pot să zic că, nu știu, dacă oamenii de atunci știau, oare de ce nu am simțit mulți dintre noi mai din timp astfel de lucruri? Pentru că am fost destul de, uite, tradiții, superstiții și alte lucruri de genul ăsta. Uite, eram promiși, ne căstoream, cu, nu știu, fata lui Gigel, cu boierul lui Ionel. Dar totul s-a făcut foarte artificial și din cauza asta poate că multe relații frumoase sau care au putut fi construite frumos, din fericire au ajuns măcar opere, Romeo și Julieta, tragedii. Tragedii din care să învățăm care noi să învățăm mai apoi. Dar, da, da. E bine că avem acum în ziua de astăzi libertatea asta de a alege și de a ne alege. Da, uite, noi credeam că dragostea e poezie când de fapt e matematică. Da, da. Uite, asta înseamnă partea rațională cu partea... Irațional, da. Da, vreau să spun artistic. Da. E tot aia. Unii ar spune irațional. Da, da, da. Ai un motto sau un proverb care ți-a devenit ca o filozofie de viață? Îmi doresc și nu doar că îmi doresc, încerc și fac tot posibilul să fiu fericit. Asta pot să spun că ar fi un motto de viață. Fii fericit, îmi spun în fiecare dimineață. Uite, dimineață, deci asta ar fi una din rutine. Fii fericit. Fii fericit și da. Cam ăsta ar fi și motto-ul pe care ți l-ai inventat, da, poate. Da, nu m-am gândit până acum la lucrul acesta. Dar uite, ce este fericire? Că tot este una din întrebările pe care eu le-am adresat în cadrul întrebării zilei. Deci, cred că trebuie să aduc o sticlă de vin și să faci un fast forward vreo 3 ore și la sfârșit concluzia, de că știi, băi, deci asta e fericirea. Dar nu pot să zic că am o formulă a fericirii, cu toate că este matematico-chimică dovedită. Dacă mănânci ce trebuie, ai o viață sănătoasă, ești curat, din punct de vedere igienic mă refer. Adică sunt foarte multe lucruri care contribuie la menținerea sănătății și a stării de bine, care ne oferă automat starea de fericire. Deci facem sport, alergăm, ne umplem de energie pozitivă. Acea substanță, nu. Serotonină. Serotonină sau oxitocină? N-am făcut chimia, nu sunt nici medic. Da, ceva cu serotonină? Cred. Da, dacă nu tăiem acum. Aș vedea fericirea ca pe un egal pus așa în viață între ce-ți dorești și ceea ce faci și mulțumirea trebuie să o găsești la mijloc să fii fericit. Pentru că așteptările mari duc la dezamăgiri pe măsură. Nu trebuie să... Trebuie să și speri, dar nu trebuie nici să spui speranțe deșarte. Trebuie să lupți ca să obții ceea ce-ți dorești, dar nici să-ți dai viața pentru ceea ce-ți dorești. Atunci trebuie să găsești un echilibru între job și familie, între zi și noapte, cât timp petreci în cele două părți ale zilei, între hobby-urile tale și familie. Deci trebuie să găsești un echilibru între multe, multe, multe lucruri. Am dat doar câteva exemple din film. Și la mijloc, acolo, în toate cercurilețele astea pe care tu ți le faci, să fie egalitate și să zici, băi, sunt fericit pentru că poți să mă lua pescuit, copiii sunt sănătoși, mâine stau cu ei, soția duce acolo, ea e mulțumită pentru că ești la bere cu băieții. Știi, și ai niște lucruri care derivă unul dintre altul și dacă știi să le ca la biliard, dacă ai prins prima bilă cum trebuie, mantă, se întoarce, băi, la gaură e ok, mergi mai departe. Cu ce star de la Hollywood ți-ar plăcea să petreci o oră din viața ta? Am un actor preferat. Nu știu dacă aș vrea neapărat să petrec și timp cu el, dar n-aș strica o oră. O oră e ok. Cred că am avea ce să discutăm. Adam Sandler. Îmi plac comediile foarte mult, filmele de comedie. Chiar mi se pare că viața trebuie să o tratez ca pe comedie de multe ori și
majoritatea filmelor lui, exact în genul acesta sunt probleme grave și felul în care le prezintă acolo și se desfășoară acțiunea, îți dai seama, din afară, uite, mi s-a întâmplat și ăla, n-am râs. Dar cine nu-mi râs de da, mine? Da, da, da. Și credeam că m-a făcut așa, în an de zile, câte filme am văzut de la el, încă de pe la 10 ani, m-a făcut de multe ori când sunt într-o situație gravă sau sunt într-o situație care mă apasă, ies un pic în afară și mă uit la situație din afară și zic, uite, deci m-am certat cu ăla pentru că s-a întâmplat chestia asta. E absurd. Și îmi dau seama și se produce un declic și zic, e bine, hai că data viitoare știu ce să corectez. Nu rămân prins în starea respectivă. O comedie la care ai râs foarte mult? Categoric mult vor fi în sentimentul meu, Hangover. Primul Hangover, prima idee de ce înseamnă Hangover adevărat. Cine spune că n-ar vrea să încerce măcar o dată în viață, nu-l cred. Las Vegas-ul de acolo. Nu se poate face o runde. Ai nevoie de un tigru, avem. Un dentist, avem. Și un hotel mai de sus, avem. Elementele există, avem tot ce ne trebuie. Cu siguranță s-au făcut, dar n-au fost filmate. N-au fost încă filmate, da, exact. E de asta zic, vezi, dacă te uiți din afară, filmul e până la un anumit punct o tragedie, pentru că nu știi ce se întâmplă, are... bine să nu facem spoiler acum. Dar totuși, dacă vezi, dacă ai fi fost prins acolo, era foarte grav. Da. Situația nu este ușoară. Comedia este o tragedie interioară a unui om care are o rezolvare ușoară, doar că el nu e conștient de ea. Da. Am râs mai târziu pentru că mi-a trebuit 2 secunde să analizez tot ce spun. Dar da, așa este. Așa este. Avem nevoie de a fi un pic, nu știu, mai comici, tragico-comici, pentru că dacă nu râdem, situațiile ne pot acapara și ne pot duce în locuri neplăcute. Să râdem. Uite, apropo de hazul de necaz pe care îl fac românii, da. Tu crezi că acest haz de necaz ne ajută pe viitor? Este ca orice sau ne ajută doar în prezent? Este ca orice alt cuțit cu 2 tăișuri. Pe de o parte, te ajută foarte mult pe moment, deci are un aport foarte mare pe moment și dacă te uiți la situația din momentul ăsta, spitalele pline, nu știi ce să faci, te îngrozești. Dacă se întâmplă, dacă sunt eu următorul, ce o să fac? Însă imediat îți vine, hai să facem o glumă despre ce a mai zis Arafat, ce a mai zis alt ministru de al nostru care o bâlbe tot timpul. Și ajuns să o dai în partea asta amuzantă și uiți de problema reală care de fapt există. Dacă totuși am fi serioși, nu avem încă posibilitatea în momentul de față să schimbăm ceva. Dar lucrurile astea complicate și urâte care se întâmplă în istoria asta omenirea, trebuie să învățăm și să ne punem la punct întotdeauna pentru viitoarea situație similară. S-atea la anul pe vremea asta să râdem de ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și să după o să apară acest vaccin sau să ne imunizăm toți într-un fel sau altul, ne vom relaxa și mă spuneam, nu cred că ne trebuie chiar acum spital, adică doar ce s-a întâmplat, adică nu se poate întâmpla chiar anul următor, nu? Mai trebuie să mai treacă 100 de ani. Da, hai să-i mai lăsăm să se relaxeze, hai să, adică nu prinzi momentul, uite, acum e tensiunea, acum e nevoie, hai să ne apucăm. Până la acum chiar am trage cu toții, nu știu, cred că ne-am mobilizat cu toții mult mai bine. Cred că am înțelege de ce s-ar face anumite sacrificii, măcar să vedem că se fac spitale și am înțelege de ce nu avem apă caldă, să zicem, că banii se duc către spital. Da. Dar nu avem nici apă caldă, nu facem nici în spital, facem haz de necaz și cam atât și nu prea ne ține de cald. Nu ne ține de cald, e bine că nu miroase prin camera. Dacă ai scrie o carte, ce titlu i-ai da și despre ce ar fi vorba în ea? Clar că ar fi o carte psihologică, îmi place foarte mult domeniul. Chetez, să zic așa, cu el indirect, citind materiale de specialitate. Îmi place să cunosc psihologia umană, mai asta mă și ajută în meseria pe care o practic, pentru că am nevoie să anticipez un pas înaintea clientului meu, unde vrea să se ducă, ca să pot să am o soluție. Și titlul cred că ar fi
fericire. Ajungem iar la fericire. Da, ajungem iar la fericire, pentru că într-un final, eu zic că asta e cel mai important în viață, să fim fericiți și să ne construim momente pentru a fi fericiți, să nu le așteptăm neapărat, pentru că nu vor veni pur și simplu. Trebuie să mai facem, exact cum spuneam, acea egalitate. Pentru a fi fericit trebuie să faci niște sacrificii pentru a ajunge să fii fericit. Nu vine, nu mari, dar nu știu, nu vreau să complic foarte mult ideea. Ai nevoie și de a crea situații în care să ajungi să fii fericit, să le gestionezi cu cap, uh-huh. Zic așa. Ce părere ai despre războiul dintre generații? E normal? Și dacă există, cum ar putea fi el dezamorsat? Da, războiul între generații, eu chiar îl văd ca pe ceva normal. Tocmai acesta este cel mai frumos lucru, faptul că fiecare generație vine cu ceva nou, vine cu o mentalitate schimbată și asta îmi place că nu moștenesc practic de la noi anumite, poate greșeli care le-am făcut, le fac pe ale lor și le știu pe ale lor și le recunosc ca și noi. Iar diversitatea pe care o creează diferența asta între generații devine foarte frumoasă dacă te uiți în timp la stiluri de muzică, filme, cărți, felul în care arătau casele, orașele, istoria așa în general, are frumusețea asta de a nu... Ea se repetă, dar sub altă formă. Da, sub altă formă, exact. Fiecare încearcă ceva diferit de la generație la generație, de multe greșeli se mai repetă după un timp, dar eu zic că este necesară diferența asta, distanța asta între generații și conflictul, cum îi spunem noi. Să ne uităm puțin și la relația calculator, smartphone, tabletă versus televizor sau televiziune. Da. Care crezi că e acum paritatea și crezi că vom renunța total la televizor sau la televiziunea clasică și oamenii vor merge mai mult spre programele oferite independent de cei care fac lucruri pe internet? Aici mai degrabă o văd ca depinzând de la generație la generație. Deci până la urmă, noi o să spun că suntem generația care am venit cu televizor cu două canale, cred, cel mult. Da. TVR1, TVR2. TVR1, și bulgarii, dacă stăteai mai aproape de graniță. Care avea ligheanul mai mare, ca să prind semnal. Și vezi, fiind de mici obișnuiți cu conținut TV, în care aveai formate clare, da? Emisiuni pentru copii, emisiuni de divertisment, muzicale, că erau pe vremea aceea destul de multe cu muzică populară. Deci noi ne-am învățat așa și, de exemplu, cred că tot noi suntem cei care astăzi ne mai uităm la Vocea României, X Factor, ca să nu fac publicitate la cineva. Nu deci, la formatul clasic de televiziune. Ne uităm încă pe formatul clasic în care în timpul reclamelor îți permiți să faci un duș, o să iei masa de seară, până când începe partea a doua emisiunii și ești obișnuit cu acest ritm. Acum, generația 14-15 ani, ei preferă conținutul acesta media pe care pot accesa în mod direct, pentru că nu mai au răbdarea de asta. Și asta am observat-o, fac o paranteză scurtă, plecând de la cititul articolelor, că la un moment dat scriam, aveam un mic blog pe teme contabile și mi se spunea de către cel care manageria, să zic, blogul, deci nu mai scrie așa mult. Nu stă nimeni să citească, doar ce îi plictisești. Păi zic, nu se înțelege, dacă nu spun de la A la Z tot, să trec prin pași, prin faza 1, faza 2, nu interesează pe ce trebuie să apară pentru căutare pe Google. Maxim 9 rânduri. 3, 3, 3. Așa, da, exact. Și uite, vezi, cu aceea, în timp am observat la copii că nu mai au răbdare să-și că, ok, dau play la YouTube la un documentar de 40 de minute. Nu se uiteam de 5. Deci atenția lor este mult mai greu de captat în ziua de astăzi. Trebuie să apară ceva senzațional, ceva, nu știu, planete care să se ciocnească, să... Nu mai pot să-i acaparez. Poate că au și evoluat foarte mult față de noi și lucrurile pe care le văd se par... Banale. Da, banale. Exact, la ce se uită ăștia? Ce...
Apare ce ești. Nu, știu și ei că au apărut alte lucruri între timp. Atâta, să avem grijă ca acest smartphone să rămână doar un phone, știi? Să nu devină prea smart. Că atunci avem o problemă. După interviu acesta, dacă ți-ar oferi cineva câteva bilete de vacanță, care este prima destinație pe care ai vedea? Bora Bora, Bali, Punta Cana, cam pe acolo pe undeva, o plajă, nisip, Marea Albastră. Mi se pare că combinația asta de soare, apă, nisip e foarte liniștitoare pentru psihicul uman. Te calmează, te concentrezi pe ce e mai important, mult mai bine sunetul acela al valurilor, e foarte liniștitor. Și am zis, dacă reușesc, așa ca un fel de vis al meu, este să deschid pe plajă un bărulesc cu 4 mese, câte cum e aici, așa, 1, 2, 3, 4, și să dau gratuit fiecăruia care vine acolo de băut, cu condiția să vorbim ceva interesant. La final, dacă a fost interesantă discuția, nu plătești nimic. Dacă nu mai veni a doua oră, că prima e din partea mea. Și cred că în felul ăsta aș putea să creez o mini-comunitate. Poate nu neapărat de oameni care să fie de acolo, care să vină la o anumită perioadă de timp să... Mi-a plăcut ce am discutat, de-a mai venit odată. Hai să mai continuăm, hai să vedem unde... Super, super idee. Acestea au fost întrebările mele pentru tine. Stai că nu am terminat, lăsăm mulțumirile pentru mai târziu, pentru că și tu trebuie să adresezi la rândul tău întrebarea zilei pentru cei care ne urmăresc. Înțeles. Și trebuie să fie așa dintr-o dată, nu? Dacă nu ai urmărit până acum emisiunile, ai fi venit pregătit. Deci, stai cum se face. Păi stai că ești pe YouTube, nu? Da. Deci de-aia m-ai întrebat de canale media și alte lucruri. Ai vrut să vezi dacă mă uiți. Mă așteptam că poate zici Andy Moisescu, George Buhnici, eu știu. Nu. Întrebarea zilei, Gabriel Costa. Cum ești? Cum preferați să vă îmbrăcați într-o zi normală? Mai lejer, mai casual sau să-i spunem profesionist așa, mai la costum? Cred că Gabi o să pună mult mai bine întrebarea decât mine, sau, dar cred că s-a înțeles. Păi nu, că mai lejer sau la costum, așa? Dar nu mă refer neapărat dacă aveți nevoie la o întâlnire sau pur și simplu ca stil de viață. Dacă sunteți o persoană mai atentă la detalii sau nu. Ca să nu intru în alte discuții. Da, foarte interesantă întrebare. Sper. Unde te pot găsi oamenii și ce planuri de viitor ai? Cine are nevoie de contabilitate și consultanță fiscală, absolut toate detaliile le pot găsi pe site-ul greenprofit.me sau, cum place mie să spun, greenprofit.me, unde înverzim tot ce se poate înverzi și facem bani albi pentru zile negre. Acolo au toate detaliile, tot ceea ce facem, cu ceea ce mă ocup. E practic un fel de CV al societății noastre. Și acolo găsesc toate informațiile necesare și numere de telefon la care putem fi contactați și să avem o discuție dacă este nevoie. Planul de viitor? Dar să nu uite totuși cei care vor să ne contacteze de ce am discutat în timp, să fie pregătiți, să fie profesioniști. Da. Da? Asta e foarte important, să fie profesioniști și întotdeauna să respecte profesioniștii, tocmai cu profesionalism și din partea lor. Și planuri de viitor? Planuri de viitor? Să fiu fericit. Chiar nu am altele, lucrez cu mare plăcere și drag. Fac cu mare drag ceea ce fac și nu am, să zic, target pentru fiecare an sau pentru cincinal, cum era.
Atâta, vreau acel băruleț de care spuneam pe plaja din Mexic și aștept să vină clientul pe care să-l ajut să evoluăm, să pot să-mi iau și eu plaja și cu bărulețul de pe plajă și el restul hotelurilor pe care le va construi acolo. Adică putem să facem un partner de genul ăsta. Țin și contabilitate, fac și fiscalitate acolo la bărulețul de lângă cel mai mare complex de pe plaja mexicană. Sau Dubai, toate că e prea cald totuși. Sunt și pretențios. Noroz, îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat să participi la întrebarea zilei. Și eu îți mulțumesc mult pentru invitație. Vă mulțumim mult pentru atenție. Cuvântul fericire va predomina și va domni în această emisiune. Vă dorim și vouă și nouă și să fie pentru toată lumea. Mă răspunde cineva. Numai bine, rămâneți cu întrebarea zilei. Întrebarea zilei, antrenament mental care face bine răului cotidian. Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental care face bine răului cotidian. Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Dacă nu s-ar fi întrebat omul ce e sub copac.